Cum crezi? Ce este asta? Dar așa... Salut! Sunteți pe canalul Cool Family. Și înainte de toate vreau să vă rog ceva. Să îmi scriți în comentarii, așa cum scriți voi de obicei, să îmi scriți trei lucruri. Primul lucru. Vârsta. Vârsta voastră. Celor care ne vizionați. Câți ani aveți? Pentru că nouă ne este interesant. Cine se uită la noi? Ce vârstă are? Și pentru noi asta este important. Vrem să știm publicul nostru. Vrem să știm fanii noștri, abonații noștri și cei care pur și simplu au intrat să privească acest filmuleț. Al doilea lucru, vreau să scriți ce vă place vouă cel mai mult de pe canalul nostru să priviți. Ca gen, challenge, vlog sau diferite istorioare interesante. Ce vă place? Am greșit. Aici puțin, nu-i nimic așa. Ce vă place? Ce vă place? Și un al treilea lucru, ce ați vrea să vizionați? Dar ceva poate care voi nu ați văzut la noi pe canal și totuși vreți să facem acest lucru. Ce doriți? Așa, ca la restaurant, ce doriți să comandați? Astăzi vrem să facem milkshake. De obicei știți că orice care milkshake se face din trei lucruri. Lapte, înghețată și fructe. Puteți să nu puneți fructe, puteți să puneți vanilie, puteți să puneți scorțișoară, să vă faceți al vostru milkshake după gustul vostru. Dar astăzi vrem să facem un alt fel de milkshake. Cel din pachetele. Nu ne este interesant cum se va primi nouă, adică mie și mămică, numai că pe mămica am rugat-o să stea în altă odaie, să fac o editare, să fac altceva, să stea pe net, dar eu voi face acest filmuleț asta singur și va fi ca un experiment. Niciodată nu am făcut milkshake din pachetele și vreau să văd ce se va primi astăzi. Am luat 4 pachetele de milkshake cu gusturi diferite. Cei ce am găsit eu în magazin, aceia am și luat. Unul este cu gust de ciocolată. Altul este cu gust de căpșuni. Al treilea este cu gust de banane. Și al patrulea cu gust de vanilie. Voi, posibil că ați mai făcut astfel de milkshake-uri, noi, prima dată. Ce este straniu pentru mine, că oricare produs, fie pâine, fie tortă, fie milkshake, de obicei noi acasă le facem cum? Adică din produse naturale. Dar ceea ce vine nouă în pachetele sunt cu diferite ingrediente strane. Spre exemplu, ia uitați ce este scris aici. Zahăr, dextroză. Dextroză. Cine știe din voi ce este dextroza? Eu nu știu. Acum voi vedea pe net. Amidon modificat din porumb. Este amidon din porumb. Noi știm, noi îl folosim uneori în copturi, în alte mâncăruri. Dar modificat? Straniu. Sirop de glucoză, ulei vegetal de palmier, emulsifianți. Și în paranteză este scris, este acidului, acetic, cu mono și digliceridele, acizilor grași, mono și digliceridele, nu le fai, digliceride, ale acizilor grași, agent de îngroșare, gumă de guar, gumă de mestecat, știm ce este, da? Gumă de guar, arome, sare, coloranți, caroteni și proteine de lapte. Pentru ce atâtea ingrediente, pentru ce atâtea chimicale, pentru... A, dar guma de guar crezi că e guma care o mănâncă iaguarii. Ok, dar mie cel mai tare mi-a stat interesant ce este dextroza. Hai să căutăm
pe internet, apropo, ceea ce ați văzut voi la început s-a transformat în uite asta. Dacă este interesant, ia uite-ți. Vedeți, da? Nu știu, s-a primit, cred că destul de drăguț. Deci, hai să vedem ce este dextroza. Căutăm pe Google, ca de obicei, dextroza. Așa. Compusul organic aparține clasei zaharidelor, are formula chimică C6H12O6, centimetri, da? Glucoza este substanța solidă, cristalizată, incoloră și solubilă în apă. Are un gust dulce. Aha. Principala sursă de energie a organismului. Wow. Glucoza este esențială. A, dextroza și este glucoza. Numai că e în prăfuleț. Ok, mergem mai departe și să vedem ce gust au. Am luat 4 căni, așa cum am 4 gusturi. Le-am pregătit în timp aici. Și modul de preparare. Pasul 1. Într-un pahar înalt, puneți 200 ml de lapte rece de la frigider și adăugați conținutul plicului. 2. Pasul 2. Amestecați energic timp de un minut cu ajutorul unei lingurițe. Deci, parcă este cât de cât înalt, nu? Op. Hai să punem aproximativ 200 de mililitri de lapte. Și uite așa, fiecare pachetel îl presurăm în câte o cană. Am pregătit 4 lingurițe pentru fiecare cocktail, să nu se amestece gusturile. Și începem amestica așa forțat, sau cum acolo scrie. Energic. О, я у моей идеи. Так, на улице я. Я и веду тюкана для часа, ей. Вырыгала с инкидохи, с инчерче, с густе, а чисти милкшейкур. Соведем. Vă înțelege ea care este gustul lui. Căpșună, ciocolată, vanilie și banană. Mergem! Mamica, uite, vreau să fac o mică provocare. Ce zici? Eu ți aduc ție cânile pe rând, să spui dacă este gustos sau nu și să încerci să găcești din ce gust este sau cu ce gust este. Ok, hai. Vrei? Hai. Da. Adă și goastea vine eu încolo. Cum dorești tu? Hai, merg eu acolo, mă? Hai. Deci tu în fața ta ai 4 pahare. Ele sunt toate cu paie și tu poți să guști. Mm-hmm. Cum vrei, o încep din dreapta, din stânga, mm-hmm. Tu alegi. Este primul, da? Uite, acesta este primul. Aha. Simți, da? Aha. Așa. Miros. Miros parcă banană, știi? Miros o banană. Banană, da, are gust de banană. Gust de banană? Mmm, e foarte gustos, știi?
Da? E foarte gustos. Super, încă nu am gustat. Foarte mult seamănă cu milkshake-ul chiar, chiar la casinea ca... Asta e făcut de banană. Așa. Îl spun pe toate după ce văd care am găsit, bun? Ok. Primul de banană. Așa. La doilea ciocolată. E gustos, dar prima tare mi-a plăcut. Asta e ciocolată. Al treilea, da? Da, al treilea. Corect. Văd că ești foarte atent. Adică... Asta-i. Ca să nu răsturni paharele. Ca vanilie. Ca caramelă. 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 Caramelă, gust de caramelă are. Ok. Și ultimul pahar? Și ultimul. Gust. Căpșuna să miroase. Căpșuna, da? E deja e gustos. Primul și ultimul mi-a plăcut ce mi-a tare, căpșuna banană. Dacă într-adevăr așa, dacă le amestec și trebuie să mească, super. Atunci vom face un experiment. Deschid? Da, deschide masca. Și eu îți spun care e ghicit, care nu. Pe ce s-a ghicit, într-adevăr, este banană. Acesta este, într-adevăr, din ciocolată. Acesta nu este din caramel. Vanilie. Este cu gust de vanilie, da. Și acela căpșu. Dar seamănă și cu... Da? Are ceva și din caramelă. Nu știu cât de puternic conservantele care au în interior, chimicatele, dar poate au și ceva bun acolo, te-ai cercetat? Dextroza, apropo, știi ce este? Ce? Glucoză. Glucoză? Este ca două sinonim. A, e ca un fel de zahăr. Un fel de zahăr, da. A, e ca tare, poți să spui că e, dacă ai pus lapte, poți să spui că e ca natural, natural, nu? Aproape. Aproape natural, adică e... Orice cum, într-așa, odată din câteva timp poți să bei, nu? Odată, nu? Eu te sugu și eu. Sunt două foarte gustoase. Deci? Gustă și tu. Cu ochii închești, da? De acum, nu mai decât cu ochii închești. Dar e foarte concentrat gustul, simplu de data. Așa? Gust de banan. Ia nu închide, tu să le știe de acum. Închide ochii și dă eu alta. Ok. Joc sfințit, apropo. Da. Dar cineva îți poate să gândești că trișezi. Eu sunt genul de om care îi place să joace cinstit, indiferent de ce joc. Interesant să joacă în prășet. Da. Ai gustă? Nu face ta? Ai ca și eu de gust. Ciocolată? Miroase. Vizi că ochii de acolo. Nu, avem... Cum? Simte foarte bine. Ia ciocolată, ia deodată simt ciocolată. A, da. De cum? Ești rece probabil, nu? Nu. Hai încă o șansă, ghide. Ok, hai încă o șansă. Vanilie este așa, miros. Chiar că după miros dulce. Mai întâi. Cred că mirosul de data. Căpșune. În gustă? Foarte bun. Parcă aș mânca gumă. Gustos, e gustos, într-adevăr gustos, mă că tu trebuie într-adevăr, uite cum stau boț, trebuie să amestec și mai bine. Nu știu, cel mai greu să amestec ca el. Într-adevăr așa e. Da, este îndăs. Eu cred că dacă mai pui încă o bucățică de înghețată, o să fie super, nu? Super puper. Nu așa avem o vorbă, îi spunem. Bine, dar gata provocare pentru mine, poți să-mi depun? Da, da. Ok. Ideați mai departe. Să-l dări dragii noștri. Da, da, da. Ua. Foarte bine. Așa că am făcut și noi, pentru prima dată, este un debut. Da, probabil că după asta vom mai face. Apropo, dacă vă mai vreți să facem așa experimente, scrieți în comentarii și ne cumpărăm și altceva, copturi, eu nu știu, sunt foarte, foarte înghețată. Da, ce este prăfuleț, prăfulețele, da? Vorbim de prăfulețe. Da. Asta. Așa că dacă doriți, scrieți-ne în comentarii. Bine? Și... Încă ceva, vă reamintesc. Ceea ce nouă ne este foarte interesant, vreau să știu vârsta, ce vă place vouă cel mai mult de pe canalul nostru? Avem deja aproape 50 de videouri. Dacă vă veți privi peste un an, vor fi desigur că mai multe. Dar ce vă place vouă cel mai mult din videourile noastre? Ca gen, da? Și ce ați dori să fie la noi pe canal? Ce poate care voi ați văzut în altă parte sau voi poate aveți vreo idee? Scrieți-ne în comentarii. Bine? Asta e. Și aici încheiem vlogul. Filmulețul, challenge-ul, experimentul nostru de astăzi.
cui a plăcut, nu uitați să puneți like. Like-ul se pune cu digiselul în sus. Abonați-vă la canalul Cool Family. Pa! Pa, pa! Pa.